la ședință la Bacău, la întâlnire cu doamna ministru a mediului, cu celelalte oficialități și cei din minister. Și probabil pe parcursul ședinței va ajunge și va participa și dânsul la dezbaterea de astăzi și la hotărârile care le vom adopta. Începem ședința pe comisii. Poftiți. În conformitate cu prevederile articolului 39, aliniat 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului municipiului Moinești numărul 1341/2017, s-a convocat într-uneia Consiliul Local al municipiului Moinești în ședința ordinară pentru data de 24 noiembrie 2017, orele 15, în sala de ședințe din strada de la 14, municipiul Moinești, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli de anul 2017 al municipiului Moinești. Comisia Urbanism, discuții, propune pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, propunem pe aprobare proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu, spune la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări, imaginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votată. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a municipiului Moinești la Asociația Municipiilor din România, începând cu data de 01 ianuarie 2018. Comisia de Urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanim. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a municipiului Moinești la Asociația Oraș și Energie România, începând cu 1 ianuarie 2018. Comisia de Urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești pentru anul 2018. Comisia de Urbanism, discuții, propune pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisia Economică. Aș propune să ne explice puțin, doamna, despre impozite și taxele. Despre mărirea aceasta, care nu presupune niciun fel de mărire, decât conform legii potrivisează. Impozitele și taxele locale sunt stabilite între limite pentru anumite categorii, cum sunt impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloace de transport. În condițiile în care ne încadrăm între limitele respective, sunt respectate prevederile codului fiscal. În cazul în care se depășește limita maximă, este vorba de cote adiționale care pot fi până în 50% cu aprobarea Consiliului Local. La majoritatea taxelor, noi am propus în jur de 10% o majorare. Anul anterior s-au păstrat pentru 2017, s-au păstrat aceleași niveluri ca și în anul 2016.
Dacă mai aveți alte întrebări, o să înțeleg ceva. Care e criteriul, motivația pentru care sunt? Poftim? Motivația pentru ce sunt? Motivația, vă spun ce mai motivația, sigur. În condițiile în care impozitul pe venit a scăzut de la 16% la 10% și cotele care vor veni la bugetul primăriei vor fi mai mici. Și trebuia să găsim... Sunt estimate cu 10% mai puțin. Am încercat să găsim o soluție pentru acoperirea golului respectiv. Bugetul nu va crește. Da, dacă mai sunt și alte întrebări, discuții? Dacă nu, supunem la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Poftim. Da, cu 4 voturi pentru și o abținere. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești, distrusă parțial de incendiu. Comisia de Urbanism, discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Poftiți, domnul consilier. Deci eu am fost la incendiu de adupă, solicitat de niște persoane apropiate sau și din primărie, era și domnul viceprimar acolo. O evaluare atentă la minimum de costuri, deci undeva la vreo 2800 de ron, erau numai ușa, intrare, ferestre și așa mai departe. Locuința nu este parțială, este mai mult decât parțial distrusă. Eu aș solicita o majorare față de celelalte, măcar cu 1000 de lei, pentru că este extrem de trist și acolo. Deci măcar 3000 de lei, dacă se poate. Pentru că 2800 costă numai ușa și ferestrele. Și atunci tot degradat, etc., plus. Deci dacă se poate, este ok, dacă nu, îmi doriți. Eu să am intervenție, dar eu vreau să fost acolo și era tot venit în situația respectivă. Am luat și noi primăria măsuri ca cei de la domnul dascălu să refacă tencuiala, să cei de la electricieni să meargă și să facă, refacă instalația și în momentul de față să reface instalația, după care vor interveni și ei și vor reface partea de interior. Și în curând cred că va reveni totul la normal. Nu însă și viața oamenilor care se află în spital și sunt încă în stare foarte gravă. Și mulțumim tuturor care au fost implicați atunci pentru că au fost foarte prompți și atât din partea celor de la pompieri, ISU și spital au fost toți la unison și au acționat și astfel au fost transportați mai departe. Da. Da, să înțelegem că rămânem cu suma de 2000 de lei pentru pentru că te-am am am vă propunem. Am mai scos în zero de 1000 da. Spunem la vot. Supunem la vot propunerea domnului consilier de cât ați spus? 1000 de lei. Deci 3000 ar fi aproape de adevăr. Dacă este posibil, că dăm și la urși și la benzi de ușor și la asta, dar să mai punem 1000 de lei, dacă e posibil, dacă nu, pun eu personal. Mai avut cazuri de genul ăsta, domnul consilier, și exact era o sumă, 2000 de lei, când a și casa... Depinde de distrugere. Au intervenit oamenii primăriei pentru a degaja, pentru, exact cum spunea și domnul viceprimar. Putem cu el de cu asta, deci mai dăm mâna de lucru. Deci de acord, 2000? Da. Da. Ce? Da. Supunem la vot propunerea domnului consilier. Cine este pentru? Împotrivă? Da. Rămân două. Domnul consilier, am văzut votul dumneavoastră. Domnul Bola. Da. Eu mă abțin. Comisia de Urbanism, revenim la
punctul acesta. Să punem la vot propunerea domnului consilier Pauza. Cine este pentru? Scuze. Pauza. Împotrivă? Să abține cineva? Deci, vreau. Comisia Economică de Venit. Oricum, primul dată sunt la ea. Da. Cine este pentru propunerea domnului Aroșanu? Împotrivă? Proiect de hotărâre pentru exprimarea acordului privind aprobarea ameliorării terenurilor degradate deținute de către municipiul Moineș, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții și propuneri pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva, mulțumesc. Comisia Economică, dacă nu se supune la vot. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supuși la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Votați. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii aflate în domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale destinate închirierii aflate în domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu se lasă. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu sunt întrebări la vot, cine este pentru, împotrivă, să abține cineva? Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului, dacă nu sunt supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, să abține cineva, votată. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției de Asistență Socială Moinești a unei locuințe situată în strada Capitan Zăgărescu, numărul 14, în municipiul Moinești de Subacău. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Nu sunt discuții, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Soldată. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Moinești a locuinței situate în strada Ieremia Grigorescu, bloc de 2, apartamentul 18, județul Bacău și stabilirea destinației de locuință socială. Comisia de Urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Da, domnule? Da? Nu? Dacă supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 85 din 24 mai 2017 privind participarea municipiului Moinești prin Consiliul Local Moinești
la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală Angajament Social, GAL, AS Moinești, Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Trecem la ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 149 din 3-10-2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică clădire din strada Vasile Alexandrii numărul 52, sediul Direcției de Asistență Socială din Municipiul Moinești, faza DALI, revizie soluție tehnică și a indicatorilor tehnico-economici, proiectant SC Artenis SRL Iași, Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Ședința pe comisie a luat sfârșit. Trecem la ședința în plen. La serviciul comisiilor de specialitate, derulăm ședința de plen a Consiliului Local al Municipiului Moinești. Ședința de astăzi a fost convocată prin dispoziția primarului Municipiului Moinești, 1341/2017, pentru astăzi 24.11.2017. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezenți toți consilierii validați în funcție ai Consiliului Local al Municipiului Moinești. Așa cum cunoașteți, regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, precum și prevederile legii 215/2001, legea administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecarei ședințe ordinare, trebuie supus la vot conținutul proceselor verbale al ședințelor ordinare și extraordinare din luna anterioară. Acest conținut a fost publicat pe site-ul instituției și la afișierul din incinta instituției. Vă consult dacă aveți completări sau modificări asupra conținutului față de conținutul care a fost publicat. Mulțumesc! Nefiind completări sau obiecțiuni, supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 31 octombrie 2017. Cine este pentru? Mulțumesc! Votul împotrivă, abțineri, nu sunt. Unanimitatea de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței ordinare la Consiliul Local din 31 octombrie 2017. Supun la vot aprobarea procesului verbal întocmit în ședința Consiliului Local extraordinară din data de 8 noiembrie 2017. Cine este pentru? Mulțumesc. Votul împotrivă, abțineri. Însă, cu unanimitate de voturi, a fost adoptat și conținutul procesului verbal întocmit în ședința extraordinară a Consiliului Local din 8 noiembrie 2017. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a vă supune la vot ordinea de zi propusă pentru astăzi, precum și ordinea de zi suplimentară. Vă mulțumesc! Bună ziua! Așa cum ați luat la cunoștință din notificare și din ședințele comisiilor de specialitate, ședința Consiliului Local de astăzi are proiectul de ordine de zi expus și suplimentarea pe care v-a fost prezentată. Vă supun la vot ordinea de zi.
Dacă sunteți de acord, cine este pentru? Abțineri? Împotriva? Mulțumesc! Ordinea de zi a fost adoptată. Și acum să luăm pe rând proiectele de hotărâre. Deci, punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli anul 2017 al municipiului Moinești. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raportul Comisiei Economice. Membrii Comisiei analizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine se abține? Voturi împotriva. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în forma prezentată. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a municipiului Moinești la Asociația Municipiilor din România, AMR, începând cu data de 1 ianuarie 2018. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raportul Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotriva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în forma prezentată. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a municipiului Moinești la Asociația Oraș Energie România, începând cu data de 1 ianuarie 2018. Raportul Comisiei Juridice. Aveți favorabil cu 4 voturi pentru. Raportul Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abține. Bun. Voturi împotriva. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în forma prezentată. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești, în Bacău, pentru anul 2018. Raportul Comisiei Juridice. Aveți favorabil cu 4 voturi pentru. Raportul Comisiei Economice. Și o abține. Da. Dăduse raportul, colegul. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abține. Voturi împotriva. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în forma prezentată. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești, distrusă parțial în incendiu. Raportul Comisiei Juridice. Aveți favorabil cu 5 voturi cu propunerea domnului Palușan. Păi n-a trecut de votul pe comisii, domnul consilier. Deci nu a trecut de votul pe comisii, a doua propunere. Deci pe comisii s-a votat, deci și-a pe complet. Nu s-a votat pe comisii. Nu a trecut voturile necesare pentru un aviz favorabil. Și atunci la comisii nu a fost voturile necesare pentru un aviz favorabil pentru această propunere. Au fost două împotrivă și trei pentru. Deci nu ești de acord. Păi două împotrivă au fost? Da. Două împotrivă și trei. Deci votăm în forma inițială. Trei împotrivă, împotriva propunerii și două pentru forma inițială. Forma inițială. A fost de ce împotriva pentru. A fost trei abțineri și două pentru. Pentru forma inițială au fost trei pentru. Trei pentru. Deci a fost cinci în forma inițială, iar la a doua au fost două pentru și trei abțineri.
raportul Comisiei Economice. Membrii Comisiei Economice avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru în formă inițială, cu respingerea amendamentului propus de domnul Paloșan. Mulțumesc. Raportul Comisiei de Urbanism. Membrii Comisiei de Urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre inițial cu 7 voturi pentru și respinge cea de-a doua variantă propusă de domnul Paloșan cu 4 voturi pentru. Proiectul de hotărâre în formă inițială. Cine este pentru? Voturi împotriva. Deci a fost aprobat proiectul de hotărâre în formă inițială. Proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului aprobarea ameliorării terenurilor degradate deținute de către municipiul Mărinești, județul Bacău. Raportul Comisiei Juridice. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raportul Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abține. Votul împotriva. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în forma prezentată. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinei de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii aflate în domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raportul Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Vă mulțumesc. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost aprobat în forma prezentată. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale destinate închirierii aflate în domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Vă mulțumesc. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abține. Voturi împotriva. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în forma prezentată. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției de Asistență Socială Moinești a unei locuințe situate în strada Capitan Zăgănescu, numărul 14, municipiul Moinești. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raportul Comisiei Economice. Membrii Comisiei Economice avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Abține. Votul împotriva. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în forma prezentată. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Moinești, a locuinței situate în strada Ieremia Grigorescu, bloc de 2, apartament 18 și stabilirea destinației de locuință socială. Raportul Comisiei Juridice. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raportul Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Vă mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abține. Votul împotrivă. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în forma prezentată. Punctul 13. Proiect de hotărâre pentru modificare și completare a hotărârii Consiliului Local numărul 85 privind participarea municipiului Moinești în Consiliul Local Moinești la înființarea asociației grupuri de acțiune locală angajament social GAL-ASE Moinești. Raportul Comisiei.
Comisiei Juridice. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raportul Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Vă mulțumesc. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri. Voturi împotrivă. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în forma prezentată. Să supunem la vot și suplimentarea proiectul de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moineș, numărul 149, din 3 octombrie 2017, privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare tehnică clădire strada Vasile Alexandrii, numărul 52, sediul Direcției de Asistență Socială din Municipiul Moineș, faza DALI, revizie soluție tehnică și a indicatorilor tehnico-economici, proiectant SC Artenis SRL Iași. Vă rog, raportul Comisiei Juridice. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raportul Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre, 7 voturi pentru. Raportul Comisiei de Urbanism. Aveți favorabil 7 voturi pentru. Vă mulțumesc. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri. Voturi împotrivă. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în forma prezentată. Da. Dau cuvântul doamnei secretar la punctul diverse pentru o informare. Da, am două informări de făcut către Consiliul Local. În primul rând, o adresă a Spitalului Municipal de Urgență Moinești, prin care ne solicită o avizare privind necesitatea și oportunitatea derulării proiectului extindere spații de spitalizare Spital Municipal de Urgență Moinești, cu documentație aferentă, solicitare care am transmis-o cu toate documentele către Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Achiziții Publice în vederea transmiterea unui punct de vedere și a întocmirii raportului de specialitate și a expunerii de motive pentru a fi pusă pe ordinea de zi a Consiliului Local. De asemenea, tot din partea Spitalului Municipal de Urgență Moinești, avem o adresă de urgentare pentru urgentarea acestei probleme, venită pe 23, pe care vă citez, având în vedere adresa 30.626 din 20.11.2017, vă rugăm să ne sprijiniți în obținerea acordului proprietarului cu privire la posibilitatea realizării investiției și a acordului privind predarea amplasamentului către Ministerul Dezvoltării prin CNISA, întrucât ne sunt necesare în termen de 15 zile pentru a fi înaintate structurii de avizare și asistență juridică din cadrul CNISA. Acestea sunt documentele. Așteptăm la compartimentele de specialitate, rapoartele de specialitate pentru întocmirea acestor documentații. Asta este o problemă. Cea de-a doua, vroiam să informez Consiliul Local că a expirat termenul solicitat pentru predarea bunurilor de retur, urmarea încetării contractului de concesiune 1/92 cu SCOMV Petromesa și știți dumneavoastră că ați prelungit de două ori termenul de predare și ați investit comisia cu încă 14 zile. În cele 14 zile deja aprobate printr-o modificare și completare a hotărârii Consiliului Local, nu am primit niciun fel de documentație din partea OMV-ului, astfel încât executivul vine cu propunerea de a noi am notificat și OMV-ul în acest sens, pentru că este termenul de mult a fost împlinit și noi solicităm un acord din partea Consiliului Local pentru a proceda la evaluarea respectivelor bunuri, pentru că deja sunt 7 luni de când trebuia să se efectueze această predare și nu s-a predat. Știți că urgența noastră este, în primul rând, cu spațiul care a fost dispensarul Petromului acolo, un spațiu care este liber acum. Și dacă o să avem un acord de principiu din partea Consiliului Local, o să, în ședința următoare, o să punem pe ordinea de zi și materialul aferent. Da. Acestea au fost cele două informări. Alte intervenții, da? Poftiți. Este oameni pentru
dumneavoastră. Din păcate, cea de-a doua adresă și-a pierdut conținutul, fiindcă între timp lucrurile s-au precipitat la Compania Națională de Investiții. Probabil sunteți în cunoștință de cauză că pe un subiect asemănător Consiliul Județean s-a întâlnit într-o ședință extraordinară ieri, un singur punct pe ordinea de zi, vis-a-vis de Spitalul Vechi, predare către Compania Națională de Investiții, având același, un proiect asemănător cu cel pe care îl are spitalul nostru. Eu n-am mai revenit astăzi de dimineață cu o adresă către Consiliul Local și către domnul primar. Am zis că voi face toate eforturile să fiu aici în mijlocul dumneavoastră și să vă spun că acest aviz este vital și trebuie avut până pe data de 29 noiembrie. De asta s-au întâlnit și cei de la Bacău ieri. Eu vă stau la dispoziție cu orice amănunt sau neclaritate dacă există vis-a-vis de material și dacă ați intrat în posesia materialului nostru. El a fost depus luni, 20 noiembrie, după ce în prealabil domnul primar a fost în ședința lunară cu personalul Spitalului Municipal de Urgență Moinești, în care a fost redezbătut acest proiect. A fost discutat, aici aveți doi, pe domnul director Cehan nu-l văd, doi reprezentanți ai dumneavoastră în Consiliul de Administrație al Spitalului nostru, unde a fost și acolo dezbătut. Considerăm că este un proiect vital pentru menținerea la același nivel a activității în Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Vă rog, luați act de ce ne-a transmis Compania Națională de Investiții și numele celor 550 de angajați. Vă rugăm să faceți un efort și să supuneți dezbaterea acest deziderat, acest acord privind punerea în practică a acestui proiect. Dacă aveți întrebări, eu vă stau la dispoziție. O să am o întrebare. Ați spus că este un deziderat. Dezideratul cui? În ultima perioadă, moineștenii se plâng că avem probleme de infrastructură, de gunoi, de investiții pe partea de, hai să spunem așa, hotelul, în primul rând. Nu mi-aduc aminte să fi fost acest proiect pe lista de priorități a municipiului. Poate mă înșel eu. Știu că erau alte puncte mai în față. Cum de a ajuns acest proiect acum? Domnule consilier, vă mulțumesc pentru buna întrebare pe care ați pus-o. Și acest material credeam că va parvenit dumneavoastră. Dacă nu, atunci permiteți-mi să vă citesc pentru două minute ce ar însemna nepunerea în practică a acestui proiect pentru comunitatea locală și pentru Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Nerespectarea prevederilor Ordinului de Ministru numărul 1096 din 2016 ar determina imposibilitatea funcționării structurii de spitalizare de zi și implicit nefinanțarea de către Casa de Asigurări de Sănătate Bacău a celor 20 de paturi care ar crea un deficit bugetar anual de aproximativ 7.500.000 roi. 2. Neorganizarea spațiului deficitar pentru cele 78 de paturi ar presupune modificarea structurii organizatorice existente, care ar crea un deficit bugetar anual de aproximativ 8.726.000 roi. Deficitul bugetar menționat de aproximativ 16.226.000 roi, reprezentând 29,51% din bugetul de venituri și cheltuieli, creează un dezechilibru financiar care va culmina cu imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor de plată, a cheltuielilor de personal
și către furnizorii de medicamente, materiale sanitare, bunuri și servicii achiziționate. 4. Scăderea din structura spitalului a unui număr de 78 de paturi ar determina declasificarea în categoria a treia, din categoria a treia, în conformitate cu prevederile Ordinului de Ministru 1408 și a Ordinului de Ministru 326 din 2011. Astfel, nu se vor mai putea furniza servicii medicale decontate de asigurările sociale de sănătate în condițiile stabilite în contractul cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. 5. Și vă rog să fiți atenți la acest punct. Micșorarea numărului de paturi ar însemna pierderea capacității de a asigura asistență medicală de urgență, îngrijiri medicale pacienților aflați în stare critică, și domnul viceprimar a amintit de cazul respectiv, de cele două cazuri, și neîndeplinirea criteriilor de clasificare a spitalului de urgență cu nivel de competență 3. Aceste modificări ar determina implicit și o reducere a numărului de posturi pe categorii de personal, potrivit prevederilor Ordinului de Ministru numărul 1224 din 2010, ceea ce ar duce la disponibilizarea unui personal medico-sanitar profesionist cu implicații economice și sociale la nivelul comunității, aproximativ 100 de posturi. Și ce este mai grav, că pierderea statutului acesta de spital de urgență ar atrage scăderea nivelului de salarizare a fiecărui angajat cu 50%. Fac precizarea că între salariul unui portar sau unui șef de secție sau unei asistente din Spitalul Municipal de Urgență Moinești și Spitalul Municipal din Onești există o diferență de 50%. Și să știți că lucrurile acestea se știu în cadrul spitalului și este creată o stare de agitație în primul moment vis-a-vis de acest lucru. Și în final, orice modificare a condițiilor care au fost îndeplinite la reacreditarea spitalului presupune reluarea acestui proces de evaluare. Am înțeles, mulțumesc de răspunsuri. Deci am înțeles avantaje și dezavantaje. Întrebarea mea care am mai pus-o, cum a ajuns acest proiect pe lista de priorități la CNI? Eu nu înțeleg. Din câte știu, noi aveam aprobat o listă de priorități al municipiului Moinești, în care aveam undeva sus acolo pe cap de listă hotelul, ștrandul, poate mă înșel, domnul viceprimar. Aici nu reușesc să înțeleg puțin. Sunt pentru că... Ok, vă dau niște întrebări pentru că am văzut în presă în ultimele zile tot niște argumente. Cum că vineri va fi ședință decisivă, că se întâmplă nu știu ce în ședință... Nu, Doamne ferește, mi-a spus că sunt pregătit. Este normal că am sunat, am întrebat, pentru că de asta suntem consilieri. Problema este că majoritatea cetățenilor, știți foarte bine că avem toți prieteni și etc. și au zis, domne, dar spitalul e destul de mare, de frumos, faceți, scuzați-mi expresia, faceți naibii hotelul, faceți drumurile, vă mai trebuie iar nu știu câte etaje la spital. Exact asta a fost. Eu înțeleg avantajele și dezavantajele, dar întrebarea... Să răspund la întrebare okay. Și după aceea la câteva neclar să spun. Deci, în primul rând, această companie națională de investiții are 10 subprograme. 10 subprograme, dacă vreți, vi le citesc. Subprogramul săl de sport, bazine de înot, complexuri, așa scrie aici, sportive, așezăminte culturale, instituții de învățământ superior de stat, patinoare artificiale, săli de cinema, lucrări în prime urgență, reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate. Și mai are programul acesta, cer scuze pentru voce, unități sanitare din mediul urban. Noi am depus acest proiect pentru care dumneavoastră v-ați dat acord un studiu de fezabilitate făcut cu banii spitalului pe acest subprogram, unități sanitare din mediul urban. Eu răspund de ceea ce face conducerea spitalului. Ce face conducerea primăriei mă interesează ca și cetățean. Acum vorbesc ca și manager de spital. Unde a depus primăria celelalte
proiecte de importanță vitală, așa cum spuneți dumneavoastră, nu este treaba mea. Dar nu confundați că s-ar face o concurență acest proiect celorlalte proiecte depuse de primărie. Lucrurile sunt foarte clare. Dar dacă vor să fie distorsionate, e treaba celor care vor să facă acest lucru. Da? Și vreau să mai fac încă o precizare. Această finanțare este aprobată prin ordin de ministru. A apărut în Monitorul Oficial și banii aceștia au această adresă. Proiectul de extindere spații de cazare a spitalului. Nu se pot face, cel puțin juridic, mi s-a spus, deturnări de genul acesta. Odată neaprobat această hotărâre din partea dumneavoastră, acești bani sunt pierduți. Vreau să mă ridic în picioare din respect pentru conducere și colegii mei și toți din sală și pentru domnul director, cu tot respectul. Noi am aprobat, câte țin minte, la o ședință, sigur, extinderea urgențelor și foarte bine am procedat atunci. Se pare că a mers ok. Și m-am motivat atunci votând da, pentru că am fost un om operat pe cordă acum 21 de ani, operație reușită la Târgu Mureș, domnul profesor Diac, foarte frumos, și sunt astăzi în rândul dumneavoastră. Stau și mă gândesc așa că orice cetățean, îi dau dreptate și lui domnul Nini, colegul meu și dumneavoastră tuturor, cu domnul director nici nu mai discutăm, dar noi am aprobat această investiție, să zicem așa. Stau și mă gândesc, dacă această investiție sau domnul director împreună cu domnul primar și cu organele de conducere ale municipalității noastre s-ar gândi la sau s-ar reorienta puțin, de exemplu avem spațiul ăsta care trebuie neaparține la primărie, este imediat lângă spital, domnul director, să presupună că dumneavoastră s-ar avea tot orașul pentru a-l manageria. Eu sunt convins că ați mai proceda și altfel, pe lângă ceea ce ați făcut și vă felicit pentru aspectul ăsta, un spital modern pe țară, am fost la toate, sau aproape la toate discuțiile și la toate întrunirile, mai rar așa ceva în România, recunosc, dar trebuie să ținem cont, domnul director, sau dumneavoastră, că sunteți un etalon pentru municipiul nostru, că mai avem și alte puncte, noi nu avem numai spital și punct. De exemplu, eu mi-aș dori extrem de mult, am fost la Balneu în județul Harghita, sunt și dumneavoastră, sunt convins și mulți dintre noi, am mai vrea ceva, nu numai spital și punct. Deci eu personal, Palușanu Mirel, aș mai dori și altceva. De exemplu, aici, dacă am împărțit ăsta, hotelul în două, o parte să devină locuințe pentru lucrătorii din spital și din sănătate, și am înțeles foarte bine, cred, da? Iar partea de bani o să ne aparțină nouă. Ajutați-ne, domnul director, prin sprijinul dumneavoastră, care l-aveți la nivel național și nu numai, poate, să dezvoltăm și să luăm ființă și acest centru balneologic. Nouă toți ne-ar prinde foarte bine, pentru că sănătate înseamnă și să nu ajungi să fii bolnav. Adică să te duci acolo, să duci acest balnear, da? Să vină și alții din toată România asta la noi și să se simtă bine. Da, mă, la Moinești avem un spital, dar aveți un centru nemaipomenit. Eu aș zice că dumneavoastră, împreună cu conducerea primăriei și cu noi consilierii, să ne întâlnim într-un cadru restrâns, și fiecare cu o idee, a mea, a dumneavoastră în primul rând, a domnilor în primul rând care au idei și viziune, să vedem cum putem ca să arate orașul cu o floare. Nu numai spital și atât, domnul director. Eu știu și dumneavoastră știți mai bine decât oricine că investiția a venit punct pentru acolo și dumneavoastră știți cum ați reușit lucrul ăsta. Nici nu mă interesează prea mult, dar sunt convins că dumneavoastră, împreună cu conducerea municipală, găsiți o soluție, eventual, dacă e stompăm cel puțin pe moment investiția la urgențe și o parte din spital, să deviați paturile deja manieră, încât să se mute în spațiul nostru, îi dăm cu flori primăria, bănuiesc, dacă îl obținem și l-am obținut, se pare că am nostru, și haideți să arate și orașul ăsta, să mai avem încă ceva, nu numai bani din bugetul statului. Eu atât am avut, fără să jigneți pe nimeni, vă rog. Eu vă răspund, ridicându-mă în picioare, din respect, nu să vă priveți de sus. Păi nu, Da. Deci, dau, în primul rând vreau să mai fac o precizare vis-a-vis de acest proiect al nostru. Contribuția Consiliului Local Moinești și a Primăriei Municipiului Moinești este zero. Acesta este un aspect. Al doilea aspect este prima dată când, prin vocea domnului consilier, mi se cere o părere vis-a-vis de acest aspect. Da? Este prima dată. La sigur pe domnul consilier și pe domnul viceprimar
prezent aici, că dacă voi fi solicitat în această direcție, voi fi alături de primărie în a găsi soluții. Dar vreau să vă aduc la cunoștință că soluția mutării unor compartimente din Spitalul Municipal de Urgență Moinești în viitorul spațiu hotelier, și vă spun după 39 de ani ca cetățean al acestui municipiu, nici mie nu mi-este indiferentă situația hotelului acela care este un stigmat pe imaginea municipiului, nu este posibilă. Și să vă aduc și argumente. Noi avem cele două compartimente de boli contagioase și pneumofiziologie la un kilometru distanță de clădirea mamă. În fiecare zi se fac, și acolo nu sunt decât 40 de paturi, se fac în medie 15 drumuri dus-întors cu bolnavi de acolo. Din punct de vedere medical, lucrurile stau într-un echilibru precar. De ce? Fiindcă noi, să spunem de astăzi, vineri de la ora 13, până luni la ora 8, asistența medicală este asigurată la nivel de asistentă medicală, nu de medic. Înființarea unei linii de gardă în acel loc înseamnă un efort financiar de peste 1 miliard de lei vechi pe an. Destinația de recuperare, fiindcă am citit și eu în ziar, că încă o dată vă spun, nu mi-este indiferentă, nu știu doar spitalul, nu mi-este indiferentă viața comunității în care trăiesc. Ducerea unor compartimente de recuperare neurologică, bolnav hemiplegic, știți ce înseamnă asta, care nu are independență, bolnav în recuperare după un infarct miocardic tratat în faza acută la o distanță chiar de 300 de metri sau 200 de metri cât o fi de la între spitalul unde se găsește tot platoul de investigații și sunt 8 medici de gardă în spital și 3 la domiciliu care în 15 minute sunt obligați să vină în spital. Eu nu mi-asum responsabilitatea și niciunul din colegii mei pentru un asemenea proiect. Putem găsi de recuperare pentru anumite de boli, de prevenire a bolilor printr-un tratament acordat? Da, putem discuta acest lucru oricând. Și suntem dispuși. Avem o bună colaborare cu Universitatea Vasile Alexandrii, unde este o facultate foarte bună de kinetoterapie și terapie ocupațională, în care putem găsi specialiști care să ne ajute în această direcție. Sunt întru totul de acord și deschis unei discuții cu argumente și contraargumente. Eu discut doar pe poziția medicală. Administrativ, juridic, unele lucruri mă depășește și de asta avem echipă la spital să le putem face față. Cred că sunteți mulțumit de răspuns, domnul consilier. Pațiat de ce? Pentru că v-am spus și repet, dacă ați fi managerul acestui municipiu sau primar, sunt convins că ați mai rezolvat puțin și rebusul ăsta al... Adică să mai avem și altceva, domnule. Eu nu mă pricep decât în domeniul medical și management medical și alte structuri la vârsta mea nu mă interesează. Îmi fac mult elan să mă intereseze și ducerea la bun sfârșit a acestui proiect. Fiindcă dacă ar fi fost altul, poate nu-l mai interesa. Un alt Trump a mai spus, are 73 de ani și conduce o America. Dumneavoastră sunteți foarte tânăr. Da, față de Trump, într-adevăr. Dacă vă așezați la o masă cu conducerea, eu sunt convins că în câteva zile puteți să avea și o extraordinară și se vor rezolva problemele. Să mai lăsăm orgolile și totul va fi ok, părerea mea. Nu mă refer la dumneavoastră. În general, așa. Aveți acum secretar de stat și felicitări pentru fiul dumneavoastră.
Să stăm la masă, domnul director, cu toții, și să facem să funcționeze mecanismul. Asta e ideea. Da, vă mulțumesc, domnul. Alte intervenții, dacă mai sunt. Poftiți, domnul Balan. Deoarece subiectul dezbaterii din plenul ședinței de Consiliu Local este o investiție în domeniul sănătății, nu putem să nu intervenim și în calitatea noastră de reprezentanți a cetățenilor, cred că pe toată lumea interesează o astfel de acțiune. Mă adresez domnului doctor să vedem dacă înțeleg bine, practic, ce se dorește și stadiul unde ne aflăm. Avem bani pentru această investiție. Investiția este în totalitate pentru sănătate, pentru sănătatea cetățenilor. Dumneavoastră ne propuneți nouă consilierilor să promovăm un proiect de hotărâre cu privire la teren. Corect? Spuneți-mi dacă am înțeles greșit. Deci, în primul rând, vă mulțumesc pentru apelativ. Domnul doctor este un apelativ care îmi place foarte, foarte, foarte mult. În afară de lucrul acesta, vă răspund imediat. Să știți că spitalul, aici este detaliat, dar nu vreau să acaparez cuvântul meu să dureze cât partea cealaltă de ședință. Există un program operațional numărul 2390 din 14.02.2017 cu termen de realizare neconformități în 31.12.2017 și pentru care eu am vorbit ieri la minister, l-a argumentat duce în 2018 și mai este un program cadru de conformare numărul 10.297 din 10.05.2017 cu termen de realizare neconformități 31.12.2012. Ce vă rugăm pe dumneavoastră? Și ce trebuie ca să completeze acest dosar? Trebuie acordul proprietarului cu privire la posibilitatea realizării investiției și acordul privind predarea amplasamentului către Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții cu asumarea obligativității păstrării destinației și întreținerii obiectivului timp de minim 15 ani. Asta vă obligă procedura legală a Companiei Naționale de Investiții. Continuați, domnul. Da, o să continuăm. Dacă proiectul este avansat, banii sunt aprobați, scopul acesta este mărirea capacităților de deservire a pacienților. Atunci fac un apel către colegii mei consilieri, indiferent de ce parte politică se află, să ajutăm acest proiect și să încercăm să promovăm și să adoptăm o astfel de hotărâre. Vă mulțumesc. Și eu mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții, mai vreau să fac o dată precizare. Deci Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a aprobat prin ordinul 5667 din 11 august 2017 lista sinteză a obiectivelor de investiții din cadrul subprogramului Unități Sanitare din Mediul Urban, cu mențiunea la numărul curent 9, proiectul extindere spații spitalizare, Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Acest ordin de ministru este anexat materialului înaintat domnului primar de Unității Administrative Teritoriale și Consiliului Local. Da, mulțumesc. Domnul Ilie, vreau să
văd că Spitalul Voinești, care este un spital de urgență, are nevoie de sprijin în momentul ăsta. Este exact ca un pacient, când îl duci la doctor și spui, dacă nu îl operezi, moare. El trebuie operat. După aceea ce mai face, noi suntem în situația asta acum. Nivelul principal, că avem banii, ministerul ne-a pus la dispoziție, trebuie salvat, trebuie să ajungă acolo unde trebuie. Eu asta am ridicat-o după ce, atunci când am proiectul ăsta, noi l-am aprobat, datorită faptului că doamna directoare ne-a prezentat niște lucruri foarte tehnice, ceea ce trebuie făcut. Deci noi acum, exact cum am spus atunci, punem cireașa de pe tort. Am adus, noi avem în orașul ăsta două, cam trei obiective, așa, care putem să zicem că sunt la nivel european. Putem spune clinica, spitalul și biblioteca, dacă stăm să privim orașul Voinești. Este normal acum să facem acest lucru. Ni s-a spus că dacă se dă fonduri pentru Spitalul Voinești, nu se mai poate face hotelul. Eu acest lucru, eu nu sunt, nu-l cred. Nu-l cred. Adică acum, domnule, să nu ne dai pentru hotelul ăsta, care îl ții 30 de ani aici, morman, și trece atâta lume pe lângă el și trec atâția miniștri și de asta, care se vede și din avion ca cum arată, să de 30 de ani să ne ții hotelul ăsta, să ții în mijlocul orașului, așa, cu indiferență totală, comunism, pentru cei care au condus orașul ăsta și, în primul rând, și pentru cei de la guvern. Și acum, când avem nevoie să facem hotelul ăsta, punem problema că dacă, datorită spitalului, nu putem face hotel. E o aberație. E o aberație. Și sunt revoltat de ceea ce se întâmplă. Pe cuvântul meu de onoare. De ce până acum nu s-a putut rezolva hotelul, vreau să spun? De ce nu s-au înaintat acele proiecte? Că a fost în dotare, că a fost la particular, că a fost... s-a amânat, tot timpul și acum punem motivul ăsta. Eu zic așa, să operăm pacientul, să rezolvăm acest spital să fie la nivel european, pentru că acolo este vorba de bolnavi și în primul rând de acei salariați, 100 de oameni. Dacă mâine am dat 100 de oameni din primărie afară, va convine cuiva? Eu cred că nu va convine. Păi sigur că da. Așa și aici se întâmplă. În momentul când nu aprobăm acest proiect, pleacă de acolo 100 de oameni. Și în al doilea rând, suferă toată lumea. Și eu zic să, domnul director, eu vă cunosc pe dumneavoastră de când ați venit la Zeme și eu știu ce putere aveți. Și vă spun, hai să facem spitalul ăsta, că e de urgență, și după aia să ne ajutați cu tot ce aveți dumneavoastră, cu toate puterile dumneavoastră și ce cunoaște dumneavoastră, și să facem odată și un hotelul ăsta, domnule. Și rezolvăm asta și rezolvăm și hotelul și o să le rezolvăm și strandul și le rezolvăm tot. Dar pentru asta trebuie să ne dăm mâna la nivel aici, la nivel de primărie, la nivel de Consiliul Județean, la nivel de guvern și să facem treabă. Asta văd eu lucrurile. Și să mai lăsăm că nu se poate face una din cauza că trebuie făcută cealaltă. Trebuie făcute toate. Dar deocamdată trebuie operat pacientul. Da, mulțumesc. Am înțeles că domnul arhitect vrea să terminăm. Pentru hotel, să explicați domnului consilier. Dacă a fost unul depus de documentația la CNI sau doamna asta am dat. Pentru hotel? Da. Pentru baza de tratament? Asta a întrebat. Tratament a fost făcută expertiză tehnică și a fost depus la Ministerul Locuinței. A fost depusă cerere pentru LANL, pentru locuințe, pentru specialiști și făcută expertiza tehnică la hotel. Și sunt proiecte care se explod unul pe celălalt? Nu, expertiza tehnică certifică faptul că paralel se poate folosi în hotelul și okay. A fost dat... Păi de ce să nu avem două proiecte care merg? Proiectele mai multe două. Deci nu suferă amânare problema, da? Ok, bun. Nu se poate. Județean. Și
Și chiar vă rog să faceți un efort și în mod sigur și domnii consilieri. Da, da, cuprinzând cele două subcapitole, să spun așa, care le-am enumerat când am dat răspunsul domnului consilier PSD. Vom analiza și vom începe punctele de vedere ale comisiilor de specialitate, ale serviciilor de specialitate din cadrul primăriei și vom informa consilierii locali pentru a convoca ședința care să analizeze. Fac precizarea că nu mai este valabilă adresa făcută ieri de dimineață, când eu eram în drum spre București, în sensul că încă o dată fac apel la domnii consilieri. Pacientul de care spunea domnul consilier este într-o mare urgență, fiindcă termenul este 29 noiembrie. Miercuri 29 noiembrie, noi trebuie să transmitem hotărârea Consiliului Local, care eu cred sigur că va fi favorabilă și încă o dată spun, gândiți-vă la viitorul acestui spital. Da? Fiindcă toți rămânem aici în Moinești. Iar vis-a-vis de ce a mai spus și domnul arhitect, cred că trebuie să aranjate foarte clar lucrurile. Dacă există proiect, eu n-am înțeles dacă există proiect depus la CNI pentru hotel. Deci putem discuta, dar încă o dată, nu plecați cu ideea că acest proiect aprobat împiedică aprobarea altor proiecte pe subprogramele amintite de mine. Serviciile de specialitate și se va întocmi raportul de specialitate și probabil și expunerea de motive și vor fi convocați probabil într-o ședință rămâne viitoare. Să ne întâlnim într-o ședință extraordinară pentru a dezbate în termenul pe care ați pomenit până pe 29, da? Păi nu știu, informăm depinde de dânsii când domnul primar, doamna secretar. Dacă îmi permiteți, domnul consilier. Domnul Vandra. Deci, convocarea Consiliului Local, conform legii 215 și a regulamentului de organizare și funcționare, după care funcționăm și eu și dumneavoastră, ca și consiliile locali, prevede foarte clar un termen de 3 zile de convocare a ședinței extraordinare de Consiliu, 3 zile lucrătoare. Deci, luni nu poate fi convocată o ședință extraordinară, nicicum. Putem să o convocăm luni pentru miercuri, în cel mai bun caz, în condițiile în care compartimentele de specialitate, respectiv domnul arhitect șef și serviciul investiții, vor întocmi materialul de ședință pentru a vă putea convoca și a-l pune pe ordine de zi. Că acolo sunt documentele. Așa cum v-am informat la începutul punctului diversis. Dacă mai sunt alte puncte la alte chestiuni de dezbătut la diverse, dacă nu, consider că au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi și declar închisă ședința. Vă mulțumesc! Mulțumesc!